Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi vorbi despre complexul de vitamine B esențial pentru sănătate. Creșterea, funcționarea corectă a celulelor, dezvoltarea creierului și a sistemului nervos, toate sunt influențate direct de vitaminele B. Când spunem vitamine, ne gândim ca la ceva ce ne face să ne simțim mai energici, mai activi și mai sănătoși. Dar vitaminele reprezintă mult mai mult de atât, sunt elemente esențiale ale funcționării corecte a organismului. Iar o cantitate insuficientă dintr-una sau mai multe vitamine ne poate îmbolnăvi grav. Complexul de vitamine B furnizează de obicei 8 vitamine din grupa B. B1, tiamină, B2, riboflavină, B3, niacină, B5, acid pantotenic, B6, piridoxină, B7, biotină, B9, acid folic și B12, cobalamină. Vitaminele B se regăsesc natural în verdețuri, fasole, mazăre, cereale fortificate și ne ajută să corpul producă energie din alimentele pe care le consumăm, formează celule roșii din sânge și joacă un rol esențial în anumite funcții corporale. Deoarece au un rol cheie în transformarea alimentelor în energie, vitaminele din complexul B pot ajuta la o varietate de afecțiuni, de la anxietate, depresie la boli de inimă și sindrom premenstrual, PMS. În plus, complexul de vitamine B ne ajută să ne creștem energia, să ne îmbunătățim starea de spirit, memoria, sănătatea pielii și a părului și să la funcționarea corectă a sistemului imunitar. Necesarul de vitamine B este astăzi mai crescut, din cauza alimentației haotice și slab calitative, a consumului ridicat de alcool și a stresului. Haideți să vedem ce fac vitaminele B în organism și identificăm rapid dacă nu cumva avem vreun deficit de vitamine B. Vitamina B1, tiamina, este vitamina care influențează direct creșterea, dezvoltarea și funcția celulelor și care organismul să utilizeze glucidele din alimente pentru a produce energie. În plus, este esențială pentru sănătatea creierului, a mușchilor și a sistemului nervos. Simptomele deficienței variază de la probleme cardiovasculare, oboseală, iritabilitate până la probleme cu memoria și pierdere în greutate. Un aport bun de vitamina B1 este adus de cerealele fortificate, germen de grâu, carne de porc, păstrăv, fasole neagră, midii și ton. Vitamina B2, riboflavină, esențială pentru producerea și creșterea globulelor roșii, pentru sănătatea ochilor, a sistemului nervos și a pielii. Ajută la transformarea alimentelor în energie. Dacă aveți probleme cu pielea, uscături, crăpături, aveți buzele umflate sau crăpate, vă doare gâtul sau ochii, vă sunt sensibili la lumină, este posibil să aveți o deficiență de vitamina B2. Ca să aveți un aport corect de vitamina B2, beți lapte și consumați produse lactate, ficat, ciuperci, migdale și pui. Sursele alimentare obișnuite de vitamina B2 includ lapte și produse lactate, cereale fortificate pentru micul dejun, ficat de vită, scoici, ciuperci, migdale și pui. Vitamina B3, niacină. Ne ajută să facem schimbul, să obținem energie din alimente, ajută enzimele din organism să funcționeze în mod optim și ajută la producerea și repararea ADN-ului, materialul genetic găsit în toate celulele corpului. Mai are un cuvânt important de spus în funcționarea sistemului digestiv și nervos și a pielii și este esențială pentru producerea de hormoni, cum ar fi hormonii sexuali și de stres. Deficiența de vitamina B3 poate fi identificată prin depresie, oboseală, probleme digestive sau circulație slabă. Corecția aportului insuficient de vitamina B3 se face prin consumul de ouă, pește, pâine și cereale îmbogățite, orez, nuci, lapte și lactate, pui, carne de vită, curcan, miel, carne de organe, arahide. Vitamina B5, acid pantotenic. Ce face vitamina B5? Descompune grăsimile și carbohidrații pentru energie, ajută la utilizarea altor vitamine, ajută la producția de hormoni sexuali și de stres în glandele suprarenale, a neurotransmițătorilor și a celulelor roșii. Ca și în cazul deficitului de alte vitamine B, lipsa de vitamina B5 aduce depresie, oboseală, insomnie, iritabilitate.
Ca să reglăm situația în favoarea noastră, este bine să consumăm carne, avocado, broccoli, ouă, lapte, ciuperci, cereale fortificate, carne de organe, păsări de curte, cartofi și leguminoase. Vitamina B6, piridoxină, este direct implicată în funcția imună, în dezvoltarea și funcționarea corectă a creierului. Este necesară organismului pentru a utiliza și a stoca proteine și carbohidrați din alimente și influențează mai mult de 100 de reacții enzimatice în organism, ajută la formarea hemoglobinei, o substanță din celulele roșii din sânge care transportă oxigenul prin sânge, a neurotransmițătorilor și a hormonilor care influențează starea de spirit. Așa că dacă vă simțiți deprimați, iritați, nervoși și aveți probleme cu memoria, este foarte probabil să aveți un deficit de vitamina B6. Includeți în acest caz în dietă năut ficat de vită, ton, somon, piept de pui, cereale fortificate pentru micul dejun, cartofi, curcan, fructe, cu excepția citricelor, și carne de vită. Vitamina B7, biotină. Ce face vitamina B7? Ajută organismul să transforme grăsimile, carbohidrații și proteinele din alimentele pe care le consumăm în energie. Este necesară pentru a produce acizi grași și ajută la creșterea și sănătatea oaselor și a părului. Simptomele deficienței sunt unghiile fragile, ochii uscați, subțierea părului, durerile musculare. Sursele alimentare obișnuite de vitamina B7 includ ficat de vită, gălbenuș de ou, germen de grâu, carne de porc, carne de vită, semințe de floarea soarelui, cartofi dulce, migdale, alimente din cereale integrale, sardine, spanac și broccoli. Vitamina B9, acid folic. Acidul folic este una dintre cele mai importante vitamine pentru organism. Este cea care ajută corpul să producă celule roșii, care ajută celulele să producă și să mențină ADN-ul și reduce riscul de defecte congenitale la nivelul creierului și coloanei vertebrale, cum ar fi spina bifida. Acidul folic este esențial în sarcină pentru prevenția spina bifida și de aceea este prescris regulat de medicii specialiști femeilor însărcinate. Simptomele deficienței de acid folic variază de la diaree, uitare, iritabilitate, creștere înceată la probleme de respirație și probleme în zona bucală, gingivită, inflamarea limbii. Sursele alimentare acid folic includ spanac, ficat de vită, broccoli, varză de Bruxelles, fasole și leguminoase, sparanghel, suc de portocale, arahide, avocado, verdeață cu frunze închise, cereale fortificate și somon. Vitamina B12, cobalamină. Sănătatea sistemului nervos și a celulelor roșii este direct influențată de vitamina B12. Este esențială pentru metabolismul proteinelor și pentru formarea ADN-ului. Lipsa de vitamina B12 se manifestă prin constipație, oboseală, amorțeală și furnicături la degete și la picioare, slăbiciune. Dacă credeți că aveți o deficiență de vitamina B12, încercați să suplimentați dieta alimentară cu alimentele de origine animală, cum ar fi ficatul de vită și alte carne din organe, scoici și alte crustacee, carne de vită, pui, pește, ouă, lapte și alte produse lactate și unele cereale fortificate. Dacă nu obțineți suficientă vitamina B din dietă, este importantă administrarea unui supliment de vitamina B. Deficitul de vitamine B poate provoca o serie de simptome, inclusiv oboseală, anemie, pierderea poftei de mâncare, depresie, dureri abdominale, crampe musculare, căderea părului și eczeme. Asigurați-vă că suplimentul de vitamine B provine din surse naturale, deoarece sunt bine asimilate de organism și contribuie în mod activ la procesul de vitaminizare, remineralizare și îmbunătățirea stării generale a organismului. Nu uitați să folosiți întotdeauna vitamine din surse naturale pentru a beneficia de cele mai bune vitamine pe care natura ni le pune la dispoziție.